Fiecare păcat este un atac împotriva lui Dumnezeu. Toate săgețile pe care le îndrepți asupra vieții oamenilor sau vieții tale cad asupra lui Dumnezeu. Precum săgeata trece prin ceață și se oprește în pom, la fel săgețile tale străbat toate trupurile, toate sufletele, întregul cosmos ca prin ceață și se opresc în pomul vieții, în Dumnezeu. Săgeata rămâne în Dumnezeu, dar rana în inima ta. Și câtă vreme nu se va scoate săgeata din Dumnezeu, rana nu se va putea vindeca în inima ta. Cel ce poate scoate săgeata din Dumnezeu, acela poate să vindece și rana din inima ta. Însă cine o poate face? Nu poți nici măcar să te gândești să o faci singur, deoarece săgeata deja a zburat de la tine. Nu mai stă în puterea ta să o prinzi. Nu mai poți să o afli, nici să o smulgi. Ea stă înfiptă în adâncul ființei lui Dumnezeu. Nici 100 de ani de pocăința ta, de post și rugăciune, de curăție și lucrarea virtuților, nici măcar nimicirea dorinței de viață nu pot smulge săgeata și vindeca rana. Iată cât de necugetată este săvârșirea păcatului. Într-adevăr, păcatul omenesc străbate mai departe decât gândul omenesc.